sunt supărat. Mi l-a furat și pe Dracula, mă. Mâine, poimine, ei vezi poștea pe ungurii ăștia bășcoloși, că au și ei. Băi, gata. Noi l-avem pe Dracula în viață. O să apare pe site-ul românești. Băi, Dracula trăiește. Și crede în Dumnezeu. Și cum, Dracula? Eu credeam că crede în Bereguș. No, nu dă pe tobogan, Dracula. Mănâncă sânge. Mănâncă carne în sânge, cărniță fragedă, de-astea. N-ai văzut că l-ai găsit la erotica? Păi, aoleu! Bă, e ungur sau român? Acolo aici trebuie, până la urmă, gata, sunt confuz așa. Eu știam că e român. Da. Băi! E român? Da, e român. Bă, dar parcă era ungur. Era contele de nu știu care, de Batorii. Și ăsta nu mă unguresc. Parcă, bă, s-o fi putut ori între ei. Poate avea și varianta lor de Dracula. Ah, ce stau fi copil de nepoțel de Dracula? Poate, bă, prea seamănă cu el. Poate, da, da, ai văzut că e erotic. Da, 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 am văzut, e erotic. Bă, eu cred că sunt polonic. Nu, nu ești polonic. Plin de căcat. Nu ești, nu ești tu niciun fel, nu ești exact. Păi, bă, prea nu să fiu fulfuitor așa, ca Dracula lui ăsta. Nu, Dracula n-avea floci la bot. Și avea floci mai lungi. Da? Da. Și ce-și băga elice la cur ca să zboare? No. Cum zbura? Cum decola? Avea portanță. Ce avea portanță? Și ce motoare avea? Avea vibratoare. Și arcuri la picioare. Păi, eu să-l tăreț, om. Și cum crede în Dumnezeu? Cum crede? Și cum face? O zosem! O zosem! O tine o cerechec! Păi, are moșul vână în el. Face, păi, dacă se dă la vână, are vână.